Brășovenii și turiștii dornici de mișcare în natură aleg drumul serpentinelor de pe muntele Tâmpa, un traseu relativ ușor de 3 km, cu 25 de serpentine amenajate acum mai bine de un secol. De pe vârful Tâmpa, punctul final al traseului, se poate admira panorama vechii cetăți a Brașovului și a cartierului Șchei. We traveled up on the cable car and the views were fairly spectacular, so we thought we would take our time and stroll down the hill. Cum vi se pare drumul? Extraordinar, foarte bun. E ușor de parcurs? Da, bine, eu merg și des. Deși traseul se poate parcurge lejer în maximum o oră, mulți aleg să taie serpentinele și să urce pieptiș pantele înclinate. Ce mă deranjează pe mine e că toți ăștia nadidași care urcă nu țin poteca și o rup. Dar de ce credeți că taie serpentinele? Că sunt necunoscător și de lene. Adică să facă doi pași în plus, preferă să urce așa prin bălării. Ei cred că scurtează foarte mult timpul, dar să știți că timpul rămâne cam același. Ceea ce se întâmplă este că vor obosi foarte mult. Pot aluneca foarte ușor, pot cădea și se pot lovi foarte ușor. Oricând pot disloca o piatră pe care să o dea la vale, iar turiștii din aval, turiștii de dedesubt, sunt expuși. Ați ținut poteca? Da, da. Nu mai pe potecă. Nu ne abatem, că nu cunoaștem, nu, nici echipați nu suntem corespunzători. Această practică a turiștilor degradează însă potecile care se îngustează în locul unde se intersectează cu scurtăturile și devin periculoase pentru toți drumeții. Are de suferit poteca. Este creat artificial prin zidirea unor bolovani, prin tasarea pământului. A avut înainte o lărgime considerabilă, acum are foarte puțin, pe timp are un 50-40-50 de centimetri într-unele locuri. Salvamontiștii atrag atenția turiștilor că îndepărtarea de la traseu îi poate pune în pericol grav. Se pot rătăci și chiar întâlni cu animale sălbatice. Salvamontiștii au montat plăcuțe de avertizare și chiar au barat intrările și ieșirile de pe scurtături, însă de multe ori le găsesc rupte și înlăturate.